videoclipul de astăzi o să vorbim despre cum să vorbești cu o fată față în față, astfel încât să fie o prezență plăcută pentru ea și să stabilești atracția care s-ar putea să ducă la ceva mai mult. Aceste lucruri funcționează indiferent de stadiul relației în care sunteți, fie că e o fată pe care abia ai văzut-o, fie că sunteți prieteni de mai mult timp sau sunteți la prima întâlnire. Scopul este să lași o impresie bună și să stabilești o conexiune între voi care să fie mai mult decât prietenească. Atenție, dacă nu ai experiență în a purta o conversație cu o fată de care ești atras, atunci când te afli în fața ei, probabil o să uiți toate sfaturile din acest videoclip. Așa că o să las o listă cu tot ce trebuie să știi la finalul videoclipului și te rog să faci un screenshot sau să le scrii pe o foaie separat. Eu nu pot să-ți dau curaj. Curajul îl capezi tu singur încercând în mod repetat. Trebuie să ții minte asta. Chiar dacă nu îți merge cu o fată, nu te descuraja. Încearcă din nou și o să vezi că cu cât interacționezi mai mult cu oamenii în general, nu doar cu fetele, vei căpăta mai multă experiență și o să devii o prezență mai plăcută. Așadar, fără să mai lungim, o să vă prezint 10 lucruri pe care ar trebui să le faci atunci când vorbești cu fata de care îți place. Să-i dăm drumul. Primul lucru pe care ar trebui să-l faci este să zâmbești. Fii atent, închipuiesc că tu ești fata, da? Care dintre următoarele două saluturi îți transmit mesajul că vreau să vorbesc cu tine și că mă bucur să te văd? Bună, ce faci? Ei, bună, ce faci? Zâmbetul e cartea ta de vizită. E cea mai importantă unealtă pe care o ai ca să-i lași impresia celui cu care vorbești că te bucuri că o faci. Transmite pozitivitate și entuziasm și, cel mai important, e molipsitor. De cele mai multe ori, modul în care începi conversația va stabili tonul ei până la final. Dacă începi monoton, așa va rămâne. Dar dacă transmiți entuziasm, carismă și bucurie, sunt șanse foarte mari ca fata să răspundă cu aceeași monedă. Al doilea lucru pe care trebuie să-l faci este să menții contactul vizual. Țin minte că odată profesoara mea de română mi-a zis că ochii sunt portalul către lumea interioară a cuiva și este cât se poate de adevărat. Ochii spun multe dacă știi să-i citești și te pot ajuta să creezi acea tensiune, mai ales dacă combini o privire adâncă cu un zâmbet. Privitul în altă parte atunci când vorbești cu o fată poate da de înțeles că nu ești interesat sau că ești prea timid. Așa că fii bărbat și privește în ochi. Ăștia de aici. Al treilea lucru pe care ar trebui să-l faci este să oferi complimente. Aceasta e o metodă foarte bună să începi o conversație cu o fată pe care nu o cunoști. Ai grijă totuși să nu fie ceva exagerat precum ai un posterior deosebit. Deși sună bine, nu o folosi. Complimentele despre haine sunt cele mai bune pentru că e un lucru asupra căruia dețin controlul. Ochii, părul, caracteristicile fizice s-a născut cu ele, nu și le-a ales ea, însă hainele, da. Eu la prima întâlnire cu o fată, imediat după ce ne vedem, îi fac un compliment despre un obiect vestimentar. Încearcă și tu, crede-mă. Funcționează. Al patrulea lucru pe care ar trebui să-l faci este să pui întrebări. E o metodă excelentă să-i arăți că te interesează chestiile despre ea și să mențineți flow-ul conversației astfel încât să ajungeți să vă cunoașteți mai bine. Aici e cazul să fii creativ. Pune întrebări la care nu s-ar fi gândit, întrebări intrigante care o fac să se deschidă mai mult și vezi ce fel de răspunsuri îți dă. Și dacă e interesată și ea să afle mai multe despre tine. Al cincilea lucru pe care este necesar să-l faci dacă vrei să fii o prezență plăcută este să glumești cu ea și să o tachinezi. Conversația trebuie să aibă un aer degajat. Să o faci să se simtă confortabil cu tine și să aibă sentimentul că ar putea să spună orice. Ești un băiat care știe să se simtă bine și să-i facă și pe alții să se simtă bine împreună cu el. Pentru asta e nevoie să glumești. Știu un băiat în liceul meu care este morocănos tot timpul și ia absolut orice lucru în serios. Poate are motivele lui, dar sincer, parcă nu-mi vine să-l salut atunci când îl văd. Glumește, râs cu ea, tachinează-o când ai ocazia, nu e nimic rău în asta, atât timp când nu sunt glume cu rea intenție. Al șaselea lucru pe care ar trebui să-l faci atunci când vorbești cu o fată este să abordezi subiecte puțin mai profunde. Conversațiile care au un subiect mai elaborat, mai profund, după părerea mea, arată adevărata fața unui om. Să vorbești despre scopul tău în viață, despre unde vrei să ajungi, ce convingere ai, despre artă, despre cărți, care sunt valorile după care te ghidezi. Asta arată că ești un om interesant și nu doar unul care trăiește de pe o zi pe alta, ci unul care are un plan pe o durată mai lungă și vrea să facă ceva cu viața lui, iar acest lucru este extrem de atractiv pentru oricine. Al șaptelea lucru este să fii un bun ascultător. Pasul acesta ține numai și numai de limbajul corporal. Un limbaj corporal adecvat îi arată fetei cu care vorbești că ești într-adevăr interesat de ceea ce spune. Dar cum poți face asta? Poziția corpului dreaptă, umerii trași în spate, bărbia ridicată și vorbește cu fața la ea, nu vorbi niciodată din lateral. Și chiar dacă nu ești interesat în totalitate de ceea ce spune, poartă-te ca și cum ai fi. Asta îi dă impresia că nu vorbește cu pereți. Al optulea sfat este să nu încerci niciodată să impresionezi. Am primit o lecție acum ceva timp când am mințit o fată iar ea a aflat și a spus că nu mai poate să aibă încredere în mine niciodată, iar la scurt timp după asta s-a despărțit de mine. Concluzia este că dacă încerci să minți sau să impresionezi, mai devreme sau mai târziu tot se va afla adevăr. Așa că fii natural, fii cine ești tu cu adevărat și cunoaște-ți calitățile, dar lasă-i pe ceilalți să le observe.
nu e nevoie să le atragi tu atenția. Penultimul sfat este să porți un dialog, pentru că am întâlnit fete care vorbeau întâna și nu aveam loc de ele și fete care nu vorbeau deloc decât dacă spuneam eu ceva înainte. Ambele variante sunt extrem de enervante pentru mine și aș prefera să nu. Și în sfârșit, ultimul sfat este să știi când să te oprești. Pentru că dacă o fată nu vrea să fii în preajma ei, îți va da de înțeles. Semnele sunt următoare: îți răspunde sec, nu e atentă când vorbești cu ea, nu te bagă niciodată în seamă, nu te caută și caută scuze atunci când vrei să o inviți undeva. În acest caz îmi pare rău, dar nu mai insista, pentru că nu o să faci nimic altceva decât să o îndepărtezi și mai mult. Da, prieteni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Aici aveți lista cu cele 10 sfaturi. Faceți repede un screenshot. Dacă v-a plăcut, vă rog frumos să le distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să-mi dați un follow la Iacobescu Edi pe Instagram. De asemenea, vă invit să dați un follow la pagina de Instagram a prietenului meu, unde postează versuri și citate de dragoste, că tot e tema acestui videoclip. Dacă vă plac chestiile de genul și vi se par interesante, aveți linkul în descriere. Pagina se numește Jurnalul meu, dați un follow acolo. Acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uita, până e o reușită, nu rate eu. Pa, pa!